fie care dată, oriunde merg la închinare cu frații, cu surorile, în numele Domnului Iisus Hristos ne adună. Amen. Asta e datorită că noi îl iubim pe Domnul. Slavă Domnului! Aleluia! Că Dumnezeu s-a îndurat de noi. În vremuri ca și aceste, trăim vremuri grele, trăim vremurile sfârșitului și mulțumim lui Dumnezeu că în vremurile sfârșitului s-a îndurat și de noi. Slavă Domnului! Ne-o chema la Sfânta Pocăință. Amin, amin! Și mulțumim pentru această lucrare minunată care a făcut Aleluia. Dumnezeu în viețile noastre. Mulțumim pentru toate lucrurile. Am să aduc un îndemn cu privire la rugăciune. Fratele a vorbit acolo despre lucrare Duhului Sfânt și o să amintesc un picuț despre această lucrare și am vrea să amintesc și despre rugăciune. În timpul când Domnul Iisus călătorea cu ucenicii și în Evanghelie după Ioan, la capitolul 16, începând cu versetul 22. Deci Ioan 16 cu 22. Pur în felul următor, Domnul Iisus vorbea cu ucenicilor și spunea felul următor. Tot așa și voi acum sunteți plini de întristare. Dar eu vă voi vedea iarăși. Inima se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră. În ziua aceea, nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, vă va da. Aleluia. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cere și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Aleluia. Să fie în numele meu. Amin. Amin. Ucenicii erau întristați, supărați și ne-am pune întrebarea că de ce? Știm că de ce. Pentru că le spunea Domnul Iisus Hristos în capitolul 14, cu 1. Spunea Domnul să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, va fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și voi lua cu mine. Acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Ucenicii erau întristați, supărați că el trebuie să meargă. Să meargă de unde a venit, la Tatăl. Dar spunea Domnul Iisus Hristos în felul următor. Eu n-am să vă lăs orfan. Și aici vorbește că după plecarea, și sigur că Iisus s-a întristat. Ucenicii s-au întristat. Doamne, Tu te duci, noi ce facem fără Tine? Spunea Domnul Iisus Hristos. Și El i-a chemat pe ucenici ca să aducă rodă. Fiți foarte atent. Spunea în felul următor în 15 cu 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți să aduceți rodă. Și roda voastră să rămână. Pentru că orice veceri de la Tatăl în numele meu să vă dea. Aleluia. Spune aici cu nu voi, zice cuvântul Domnului, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Aleșii lui Dumnezeu era ucenici. El i-a ales, El i-a chemat. Și pe noi cine ne-a ales? Domnul. Domnul. Cine ne-a chemat la Sfânta Pocăință? Amin. Domnul. Amin. Și-am vrea să citesc un cuvânt de la... Am un cuvânt aici de la Efeseni. Efeseni să-l citesc și pe ăsta, că e foarte bun pentru noi. În cartea Efesenilor, la capitolul 1. Așa? Versetul 4. Și auziți ce spune cuvântul Domnului? Pentru că aici vorbește la neamul. Și spune Efesena, capitolul 1, versetul 4. În El Dumnezeu ne-a ales mai înainte, din temerea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după pacea și dragostea Lui. Aleluia! Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiat prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale. Spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat pe iubitul Lui. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogăția Harului Său, slăvit să fie numele Lui. Iată de ce ne-a ales Domnul. Eram aleși la întemerea Lui. Dă-ți cineva, dacă întreb pe surori sau dintre frați, dacă întreb pe cineva,
Deci ar spune, frate Vasile, dacă Dumnezeu nu era de partea mea, sau dintre parte, frate, dacă Dumnezeu nu era de partea noastră, noi nu eram aici. Da. Pentru că ar vrea să vă spun cel rău, de multe ori vrea să ne de, să ne ia viața. Dar slăvit să fie numele Domnului, că Dumnezeu ne-a ținut în viață. Aleluia, slavă Domnului! Pentru că ne avea în plan de mântuire de când? De la întemerea lumii, slăvit să fie numele Domnului. Glorie Domnului! Spune cuvântul Domnului că El ne-a iertat toate păcate. Aleluia! Nu își mai aduce aminte de păcatele noastre. Noi de multe ori le pescuim. Doamne, ai milă de mine. Poate te-am întristat, te-am supărat, am păcătuit. Nu-i așa? Suntem oameni, suntem slavi. Trăim aici în vremurile pe urmă. Ai milă de mine, te-am întristat, iartă-mă. De iată spune Domnul Iisus că noi suntem iertați. Și spune aici în felul următor, Dumnezeu ne-a ales înainte de timp ca să fim sfinți și fără prihane înaintea Lui, după pacea și dragostea Lui. Noi trebuie să trăim o viață de neprihănire, pentru că neprihănirea se capătă prin credință. Și prin mărturisire cu gura se ajunge la mântuire. Dar unde am mărturisit și când? La apă, nu? Acolo la botez, la apă Domnului. Acolo când Domnul ți-o tăie inima împrejur. Dumnezeu ne-a chemat la Sfânta Pocăință. Iată că Domnul ne-a iertat toate păcatele, slăvit să fie numele Lui, prin dragostea Lui minunată. Și mai am un cuvânt aici de la 2 cu, tot dacă să ce mai citesc un cuvânt de la 2 cu 4, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Și mulțumim că Dumnezeu ne-a descoperit această dragoste prin harul Lui. Amin. Eu nu l-am cunoscut pe Dumnezeu până la 40 de ani. Eu lucram, eu am lucrat în mine. Am lucrat la mine la Săsar. Eu mă duceam, mă băgam în mine, dar nici nu știam să mă rog. Dar eram conștient că există Dumnezeu. Și am zis, Doamne, mă duc și lucru acolo în mine, dar te rog să mă păzești. Ocrotește-mă, ține-mă cu viață, dă-mi sănătate, dă-mi putere să pot să-mi cresc copilași. Să pot să câștig la copilași. Numai aveam 8 copii și numai eu muncem în casă. Atât știam. Nu știam. Nu știam eu de dragoste lui Dumnezeu. Nu mi-a propovăduit nimeni Evanghelie. Nimeni nu mi-a vorbit de Dumnezeu. Avem un frate cel mai mare care era pocăit. Dar n-avea darul ăla să predice Evanghelie. Și dacă n-avea darul ăla, cine să-mi predice Evanghelie? El cânta acolo, cu cei trei cântări acolo, cu cor, acolo. Acolo era membru la Maranata, da? Dar într-o bună zi, vedeți cum lucrează Dumnezeu. Dumnezeu s-a îndurat atunci. Locuiam niște blocuri acolo, la noi, acolo, în partea aceea, acolo, pe Rapsodie, acolo, aproape de Băi Măreanu, care știți, acolo, în Baia Mare. Și blocurile toate erau devastate. Și acum, noi care stăteam acolo și eram cu taxele la zi, trebuia să ne dea un apartament nou. Și am primit un apartament nou, acolo, pe Brămiceni. Și când am primit apartamentul ăla, apartament nou și un om nou. Acolo l-am întâlnit pe Domnul. Aleluia. Era acolo un pastor care s-a mutat acolo pe scară cu mine și ala mă cunoștea că eu am fost în lume și știa că am cântat și așa mai departe. Și a zis, măi, tu ai fost muzicant și ai cântat. Dar voi sunteți fănicări față de pocăinții noștri. Acum. Să vezi cum se cântă la noi acolo, a pocăiți, numai să vi se auzi. Acolo este instrumente, acolo este cântăreți. Tu devii la noi în adunare, rămâi unit. Și azi, mă, nu se poate. Cum adică? De atât avea eu mare muzicant și am cântat cu tot felul de muzicanți buni și profesiuni. Și tu zici că acolo se cântă mai bine. Băi, hai că mă duce. M-au tras așa cu cânta să văd că ce se întâmplă acolo, ce e acolo. Și am zis, mă duce într-o duminică după masă, mă voi duce acolo la adunare. Și acum, de câte ori mă vedea asta, că i-am promis, măi, când vii la adunare? Nu mă trebuie să lega de mine ca un scap. Și am venit de la sâmbătă, am venit de la nuntă și am dormit pe la 12 și de la 12 m-am dus cu copilași în oraș, m-am dus prima dată la restaurant. N-ar trebui să amintesc lucrurile astea, că ar trebui să le uităm pe tine. Dar să vedeți cum lucrează Dumnezeu cu oameni. Și am zis că te nevastă, nu vii la adunare. Dar zici, cum să mă duc la adunare, că tu
ieși pilit. Ai și băut câteva, ai mâncat și cum să mă duc la adunare cu tine? Eu mă duc acasă cu setele, tu duce la adunare. Și era adunarea acolo pe Valea Tuzbăi, acolo în Baia Spre. Am luat un taxi și m-am dus până acolo. Și când am intrat în adunare, pocăiță tăți era pe genunchi și strigau și urlau și se rugau. Și mi-am pus mâna în cap. Doamne, dar ce-i cu ăștia? Ce striga așa? Ce se roagă așa? Pe Dumnezeu, tu. Eu am înțeles, imediat mi-au venit fisa la cap să se fac pe ce strigă așa, ce strigă așa tare. Și când a fost rugăciunea aia, așa o rugăciune înflăcărată, m-ai văzut pe mine că tăi mi se ridică părul așa și tăi eram așa ca la curent, parcă se intram, parcă mă... Și când a început, când după ce s-a terminat adunarea, fiți foarte atenți cum lucrează prorocii, cu înțelepciune. Când s-a terminat adunarea, îmi zice, Domnul vorbea printr un proroc. Ascultă-te, ascultă suflete de bărbat care a intrat ultima dată în adunare. O, tărit o fost să ajungi de mine aici. Și Dumnezeu mi-a descoperit taina ei. Să spui tu, dacă eu, Dumnezeu, nu eram de partea ta, erai de mult în țărâna pământului. Dar eu te-am sprijinit cu dreapta mea putere și hotărât-o fost să te sfătuiesc că Domnul te iubește. Și să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu. Și-o mai zis acolo câteva, descoperit Dumnezeu taina ei. Păi când am ieșit de acolo din adunare, trească lumina. Și numai nu avem pace în inimă, nu avem odină. Și am zis, mai aici la pocăiță ăștia se întâmplă ceva. Am fost odată la adunare, fiți foarte atenți. Și acolo am rămas în adunare. Unii măr de 50 de ori, poate că măr de ani de zile. Eu știu oameni care de ani de zile au ferventat la noi, în adunare, acolo, la Muntele Sionului, ani de zile și numai nu s-o pocăi, numai nu s-o botezat. Până au venit, nu iau apă stea. Apă când i-o dat Domnul, nu e? Apoi au venit, apoi au făcut botez, dar fără un picior. Amin. Fără un picior. Și ala mi-era vecin acolo pe Mărășel. Așa lucrează Dumnezeu. De-aia îi mulțumesc lui Dumnezeu. Vedeți ce m-am mutat acolo? Apartament nou? Om nou. Și acolo l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima mea. Slăviți să fie numele Domnului. Vedeți? De-aia